Noi mulțumim pentru Petre. Îmi amintesc de o întâlnire de acum 2 ani pe care grupul Conștiințe în slujirea cu iubirea adevărului pornit de Părintele Careliu a organizat-o și de atunci tot organizează din nou. A fost o întâlnire în care un ieromonah, Ioan Bute, venea să vorbească, să pună o întrebare. Are evoluționismul dovezi științifice? Și în preambulul acestei întâlniri, fiind anunțată pe mijloacele de socializare, am primit foarte multe comentarii foarte acide. De ce vorbește Popa despre evoluționism, să se rânduiască la rugăciune și să-și vadă de treaba lui și așa mai departe. Neștiind aceea, neavizați fiind, că părintele respectiv era absolvent de matematică, înainte să fie și absolvent de teologie și ieromonah. Astăzi, deci atunci, un monah ne vorbea despre știință. De fapt, critica ceea ce numim noi astăzi știință și care este doar o ipoteză, evoluționismul. Astăzi, Părintele Petre ne-a prezentat o carte pe care de-abia aștept să o citesc și sper că ați adus câteva exemplare aici ca să cumpere și oamenii. Dar unde le găsim? Să vă spun. Da. Astăzi, Părintele Petre ne-a prezentat o carte în care un om de știință vorbește despre cele ale bisericii. Și vorbește despre cele ale bisericii treaptă cu treaptă. Acum avem și, cum să spun, și introducerea la carte bine făcută. Adică vom urmări fiecare citind cărțile, citind cartea, treptele acestea pe care ni le-a prezentat Părintele, profesor. Deci ne vorbește despre cum să ajungem către Dumnezeu. Într-un fel, îi mulțumesc lui Dumnezeu și nădăjduiesc că am adus o bucurie și părintelui nostru Constantin. Prin aceasta că, după cele două cărți pe care le-a tipărit, era Certitudine și adevăr, prima a fost. Certitudine și adevăr și după aceea Limitele cunoașterii științifice. Deci două cărți care vorbeau despre experiența în planul gnoseologiei științifice a profesorului Mironescu și arătau limitele. Astăzi am reușit să descoperim pe Alexandru Mironescu, cel care ne vorbește despre calea către Dumnezeu, calea inimii. Deci, calea minții singure a intelectului se oprește. Calea inimii este întâlnire cu Dumnezeu și este veșnică. Și când reușești, așa cum a reușit Alexandru Mironescu, să cobori mintea în inimă și să o duci, să o dai lui Dumnezeu, atunci cu siguranță că ți-ai împlinit rostul. Cuvintele pe care ne le-a extras Părintele Profesor din carte sunt absolut minunate. Sunt o chemare pentru fiecare dintre noi să înțelegem care este scopul existenței noastre. Și am să citesc cu Părintele de vrednică pomenire Petroniu, care la această carte, Limitele cunoașterii științifice, a dorit să pună, a acceptat să îi se pună pe coperta a patra un mic text despre Alexandru Mironescu, pe care vă rog să îl ascultați. Trăind în noaptea monahală a mănăstirii Antim București, între anii 1942 și 1950, l-am cunoscut pe profesorul Alexandru Mironescu, spune Părintele Petroniu Tănase. În cadrul mișcării duhovnicești a rugului aprins din această mănăstire, lua parte adesea la sfintele slujbe ale mănăstirii împreună cu doamna Maria și cu cei doi copii, Șerban și Ileana, și participa activ la convorbirile duhovnicești împreună cu prietenii și părinții monahi ai mănăstirii.
Îi admiram limbajul hotărât, limpede și precis al expunerilor. Dar profesorul continua corvorbirile duhovnicești și în cadrul intim al familiei. Și aici este chemarea pentru dumneavoastră, că de aceea am vrut să vă citesc lucrul ăsta. Este frumos să ne întâlnim și această nouă serie a întâlnirilor grupului nostru, să înțelegem lumea în care trăim, așa se intitulează această nouă serie, a venit și cu acest accent, datorită domnului profesor Costea Munteanu, cu acest accent de a prelungi lucrarea de aici, acasă. Și iată ce spune despre profesorul Alexandru Mironescu, părintele Petroniu. Continua convorbirile duhovnicești în cadrul intim al familiei, împreună cu prieteni și părinți de prin Sfântele Mănăstiri, frământând temele fundamentale ale vieții creștine, desăvârșirea duhovnișească, viața de rugăciune, mântuirea, care pentru el erau problemele grave ale vieții. Auziți. Problemele grave ale vieții. Fiecare să se cerceteze pe sine. Desăvârșirea duhovnicească, viața de rugăciune și mântuirea. Problemele grave ale vieții. Chipul profesorului Mironescu mi-a rămas ca o armonioasă realizare a unui intelectual român, om cu o temeinică cultură științifică, un fiu credincios al Bisericii Ortodoxe și un îndrăgostit de bunurile culturale și spirituale ale neamului românesc, pe care le-a îmbogățit el însuși cu activitatea sa. Lucrările sale științifice și duhovnicești, între care limitele cunoașterii științifice, certitudine și adevăr și poemele filocalice, sunt mărturii grăitoare în acest sens. Să înțelegem lumea în care trăim prin exemple. Deci, profesor Alexandru Mironescu și această întâlnire care a fost, să spunem, provocată cu multă dragoste de fratele nostru Radu Jecu. Și la care părintele profesor Conșa Petre a binevoit să vină, această întâlnire ne pune deci în față un exemplu de înțelegere a lumii care trăim. O înțelegem, o iubim, dar trebuie să o depășim. Cam asta ar fi pe scurt, așa, un mesaj din partea profesorului Alexandru Mironescu, văzut de mine ca organizator al acestei eveniment. Dar, bineînțeles că sunt mult mai multe și din ceea ce a spus părintele și din carte. Pentru cei care doresc să puneți întrebări, avem aici, din rudele domnului profesor Alexandru Mironescu, din soțul nepoatei domnului Alexandru Mironescu, și altfel de întrebări duhovnicești sau alte clarificări, părintele Mihail vă va da, dacă vreți, să le notați pe hârtiuță. Dacă nu, puteți să vă ridicați în picioare, eu pot să circul cu microfonul. Din păcate, deci nu avem această carte, Calea Inimii, pe care o găsim însă la... O găsim unde o găsim? Uitați cartea. La Humanitas. Bine, deci în toate librăriile în care deschide Humanitas, v-aș ruga să nu cumpărați de la Cărturești. Din motive de 2-3% care se duc într-o direcție greșită. În rest, deci de la Humanitas găsiți această carte. Mai am câteva exemplare din această carte veche. Am stat și le-am căutat, ăsta este motivul întârzierii, am stat și am căutat unde mai găsesc câteva exemplare din această carte ca să vi le ofer. Vor fi în spate. Întrebări. Nădăjduiesc că veți avea întrebări totuși după ce citiți cartea. Sau așa. Părinte, dacă vreți.